Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare până ajung tinerii la locurile lor. Mai citesc câteva versete din Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1. Începem citirea cu versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Ceea ce caracterizează pe tineri este puterea. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari. Eu am spus, dacă noi suntem copii al lui Dumnezeu, suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, rămânem în plinătatea Duhului Sfânt, avem acea armură duhovnicească din Efeseni, capitolul 6, Ioan spunea că cel care este în noi e mai mare decât cel care este în lume, atunci diavolul efectiv nu are ce să ne facă. Diavolul nu ne poate birui, nu că suntem noi grozavi, că suntem noi tari, ci Duhul Sfânt este în noi și Duhul Sfânt ne dă biruința. Deci am spus eu, vrășmașul nu ne poate ataca frontal, să vină să se războiască cu noi, pentru că cu noi este Domnul Iisus, care e mult mai tare. Atunci diavolul adoptă o altă tactică. Cândva predicam eu despre mijloacele de amăgire. Diavolul vine ca să ne amăgească. Iacob scrie fraților săi care treceau prin mari încercări. S-au vorbit puțin de suferință acum, partea finală, și rostul suferințelor. Creștinii dintre evrei treceau prin mari încercări. Erau prigoniți de fraților iudei, legaliștii, și erau prigoniți de cei din Imperiul Roman. Ei aveau parte de prigoană din două direcții. Ei erau foarte, foarte încercați. Și Iacob vine și spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Aseară predicam despre încercare într-o biserică, mai amplu, acum am ales numai un segment, și în versetul 20, în Psalmul 26 cu versetul 2, omul lui Dumnezeu spune, Doamne, cercetează-mă, încearcă-mă, trecem prin foc, inima și rărunche. Și spuneam aseară, am 58 de ani de pocăință, am avut stări de extaz și părtășie extraordinară cu Dumnezeu, am avut stări de supărare și necaz, poate și împietrire, dar niciodată nu țin minte să fac rugăciunea asta, Doamne, mă, trece-mă prin cuptor. Câți din voi s-au rugat? Ei bine, Iacov vine și spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dar nu vreau să vorbesc de încercare, ci vreau să vorbesc de un alt pericol pe care Iacob îl sesizează și îl descoperă fraților săi. Că în încercările acestea, diavolul poate veni ca să ne înșele. Și versetul 16 din Iacob, versetul 22 și versetul 26 conțin cuvântul acela numit înșelăciune. Versetul 16, spunea cuvântul Domnului așa: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Despre ce înșelăciune ar putea fi vorba aici? Vedeți, Iacob vorbește despre încercările fraților săi, încercări care vin de la Domnul. Și vorbește până câteva versete mai jos, el spune în versetul 5, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul. Dar e vorba de o înțelepciune, că Iacov aici nu are ca niște pieze de puzzle, ca niște filozofii, ca niște maxime care le spune. Nu, el are un fir roșu, Iacov. E
e ordonat în lucrarea lui. Vorbește de încercare și îți dă seama că noi nu înțelegem de ce vine încercarea. Și spune în versetul 5, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Domnul. Adică Domnul să ne dea înțelepciune ca să înțelegem rostul încercărilor. Că El de încercare vorbește. Și vorbește de încercare până în versetul 12. Și dintr-o dată Iacov spune, ferice de cel ce rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa. Și versetul 13. Nimeni să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, El însăși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare ispitit când e atras de pofta lui însăși un omit, pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Și deodată spune, frații mei, nu vă înșelați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit e de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, care nu-i schimbare sau umbră de mutare. Iacov vorbește de două lucruri diferite. Vorbește de încercare și vorbește de ispită. Prima înșelăciune s-ar putea să fie cu privire la originea testării noastre. Pentru că între încercare și ispită sunt câteva diferențe. Și dacă nu le sesizăm, rămânem confuzi și ne complacem în stări păcătoase, crezând că e voia lui Dumnezeu. Și nu e adevărat. Încercarea vine de la Dumnezeu. E scris în Biblie. Încercarea vine de la Dumnezeu, iar ispita întotdeauna vine de la diavol. Dumnezeu nu poate să ispitească pe nimeni. În încercare, Dumnezeu vrea să scoată din noi, să arătăm ce avem noi mai bun. În ispită, diavolul vrea să scoată de la noi ce avem noi mai rău. Încercarea, în momentul când o parcurgem și ieșim biruitor, primim binecuvântarea Domnului. În momentul când noi cădem în ispită, primim pedeapsă. Numai cine rabdă ispita primește cununa. Deci sunt câteva diferențe. Încercarea e de la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să se laude cu noi, că încercarea poate fi un secret al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de încercatul Iov. Dacă Iov ar fi știut discuția din lumea nevăzută, dacă Iov ar fi știut că Dumnezeu i-a spus lui Satan, omul ăsta e neprihănit și mă slujește și îți demonstrează, el ar fi trecut mai ușor prin încercare. Dar Iov n-a știut nimic. Vă dați seama de harul care îl avem noi când Duhul Sfânt ne înștiințează mai dinainte? Voi îngădui o încercare, o să treci printr-un cuptor, o să îngăduie asta și asta. Și din moment când tu intri în încercare, deja tu ești pregătit. Unii biserici spunea, vei avea un necaz de 10 zile. Păi ăștia când au intrat în necazul de 10 zile, Duhul Sfânt i-a avertizat. Eu se pare că n-o știut. Încercarea poate fi un secret de la Dumnezeu. Ei, când vorbim de ispită, ispita vine de la diavolul, ispita vrea să cădem noi în păcat și să ne pierdem mântuirea, dar Dumnezeu poate să îngăduie să fim ispitiți. El nu ispitește, dar poate să îngăduie, pentru că îi spunea lui Simon, Simon, Satana o cernu ca să vă cearnă ca pe griu, eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. Deci aș vrea să fim foarte atenți. Am întâlnit tineri care au căzut în stări păcătoase, în plăceri păcătoase, au căzut în ispite și au pus asta pe seama voii lui Dumnezeu. Păi ce Dumnezeu nu știe, înseamnă că dacă Dumnezeu îngăduie, îi voia lui. Oamenii, doi tineri s-au bătut și unul a luat o securi să lovească pe celălalt. Ăla s-a oferit operatul, l-a lovit la mână, m-am dus la băiatul ăla care l-a lovit cu toporul. Și i-am spus, băi băiete, nu-i spun numele aici. Bă, dacă-i dădeai în cap, mă, și-l omorăi. El îmi spune, frate dragul, și asta era voia Domnului atunci. De acum mai departe gândiți voi. Încercarea a fost, dacă vreți, a lui Avram, când i-a spus, ieși din țara ta prin credință, du-te, sau cu... Da, în casa lui Potifar asta a fost o ispită de la diavolul, că nu Dumnezeu l-a pus pe nevasta lui Potifar să tragă de haina lui Iosif. Înțelegeți? Unii se complac în stări păcătoase de care nu scapă,
Poate nici nu vor să scape și se resemnează că doar Dumnezeu știe, frate. Dumnezeu știe că m-am luptat, știe că m-am mărturisit, știe că am postit, n-am scăpat de asta. Înseamnă că e voia lui Dumnezeu așa, pentru o vreme să fiu așa. Nu-i voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? În versetul 22 spune cuvântul Domnului așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci, înșelându-vă singur. Poate fi o înșelăciune asupra reacției noastre în fața Evangheliei, în fața cuvântului. Și aici oamenii se împart în două categorii. Și cei din Betel cred că sunt de o singură categorie în seara asta. Deci sunt oameni care aud o predică, aud o prorocie, cum spuneam mai înainte, aud o descoperire de la Domnul, citesc un cuvânt și imediat trec la împlinire. Și sunt oameni care aud aceeași predică și nu fac nimic. Și asta pentru ei este o înșelăciune. Am mai explicat eu odată că spunea Iacob aici că cel care aude cuvântul și nu îl împlinește seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită cum a fost. Vorba fratelui Răuț de la Vicom, spunea: oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. De stai o zi murdar în fața oglindă, seara tot murdar ești. Acțiunea asta de curățire ne aparține nouă, nu-i oglinda. Oglinda nu spală. Știți, fetele, asta, nu? Oglinda nu spală pe nimeni. Cândva, mi se pare că am predicat eu aici, am auzit o explicație interesantă despre oglindă și vă readuc aminte. Spunea cineva că oglinda e o bucată de sticlă pe spatele căreia se aplică un strat de vopsea. Asta e oglinda. Și explica fratele acela așa: sticla aia este cuvântul lui Dumnezeu, iar stratul ăla de vopsea din spate îi dorința de împlinire în viața noastră. Deci eu aud cuvântul lui Dumnezeu așa cum e Biblia asta copertă neagră în spate, e ca oglindă așa, și eu țin Biblia asta și o aduc la mine, eu vreau să o împlinesc. Dar spunea fratele acela că sunt băieți obraznici care iau un cui sau un ban și zgârie vopseaua de pe spate. Și când o zgâriat vopseaua aia de pe spate, te uiți, dar nu te mai vezi pe tine, vezi pe altul. Sunt frați care n-au dorință de aplicare a Scripturii în viața lor. Ei iau Biblia și prin Biblie îl judecă pe Gusti, pe dirijorul, pe cutare. Uite, măi, cum ar trebui să fie, uite la el cum arată. El nu se mai vede pe el, că dorința de împlinire el nu mai are. El vede Scriptura, vede cerințele și e pretențios cu fiecare. Dar asta nu e oglindă. Cei care doresc să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să fie binecuvântați de Domnul, amin? Când vorbim de categoria celor care împlinesc, aș vrea să mai spun că trebuie o executare imediată. Mie mi s-a întâmplat și multora din voi poate, lucrând și murdărind, m-am dus, m-am uitat în oglindă și nu m-am spălat, nu m-am aranjat atunci, m-am dus și am uitat. Și Iacov asta spune, să duce și uită. Deci sunt care stau în fața unei predici, stau în fața Scripturii, în fața prorociei și spun: da, Domnule, trebuie să fac ceva, dar nu face imediat. Și un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc, am vrut să iau botezul, am vrut să intru în stăruință, am vrut să vizitez bolnavi, am vrut să ajut orfanii și văduvi, am vrut, niciodată n-am reușit. De ce? Că intervine amânarea. În categoria celor care vor să împlinească cuvântul Domnului, ar trebui să fim noi toți în seara asta. Dar să începem de acum, nu? Predicam odată de promptitudinea pe care au dovedit unii oameni ai Scripturii. Îi spuneam din Matei 14 că mergea corabia în furtună și au văzut pe cineva venind, li s-a părut că e o nălucă, s-au speriat și Domnul i-a spus: eu sunt, nu vă temeți, îndrăzniți, da? Și Petru a spus: dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și a spus: Petru, vin la mine.
Petru în momentul ăla a sărit din barcă, domnule. Petru în momentul ăla a sărit din barcă. Asta înseamnă executare imediată. Tu cum stai în fața Evangheliei. Evanghelia e ca o oglindă pusă în fața ta și spui, n-am destul rugăciune, n-am destul post, n-am destul ascultare. Chiar voiam să vă spun, apropo de nesocotirea valorilor, să nu se nască în mintea cuiva un duc de răzvrătire și să se răzbătrească împotriva, nu știu de ce să mă spun încă o dată asta, împotriva stăpânirilor, împotriva conducerii, împotriva rânduielii, împotriva părinților, să vă păzească Domnul de asta, da? Ei, și acum vin la acea executare imediată, parcă Marcu 10, cât 49, îndrăznește cât îi cheamă Bartimeu, care până atunci o strigat, o făcut gălăgie, ăștia îl certau, el țipa și mai tare. Și în versetul 50, îndată și-o aruncat haina și-o mers la Iisus. Frații mei, dacă în seara asta stăm în fața Evangheliei și ne vedem deficitar, restanțieri cu ceva, ne vedem murdari cu ceva, când așa ne arată oglinda asta, haide să trecem la executare imediată. Hai să trecem la pocăință și la împlinire. Amin? Amin. Pentru că trebuie plătit un preț. Produsele de cosmetice scumpe, știți voi mai bine ca mine. Când vrei să te curățești, trebuie să plătești un preț. Dacă spune Biblia că ești leneș în lecturarea Scripturii, păi apucă-te, dar apucă-te acum. Evrei 3:13 spune de înșelăciunea că atâta vreme cât se zice astăzi. Deci nu are rost să amânăm hotărârile bune pentru ziua de mâine că e zi plină. Trebuie să luăm hotărâri și executare din seara asta. Măi, eu trebuie să citesc mai mult în Scriptură. Eu trebuie să postesc mai mult. Eu trebuie să mă rog mai mult. Uite, mi-a dat oglinda că eu îs cam în felul ăsta. Dar eu încep să mă pocăiesc din seara asta. Că dacă încerc să mă pocăiesc de mâine, s-ar putea să nu mai fac. Dumnezeu să ne ajute să fim împlinitori. Amin? Pentru că în categoria celor care ascultă, dar uită și nu împlinesc, eu i-am pus pe curioși din Areopagul, din Atena. Adunările noastre sunt pline de curioși câteodată. Numai începi predica și să vezi curioși cum ciulesc urechile. De unde citește? Ce predicare? Și sunt foarte interesat. Ceva nou și nou și nou. N-avem voie să repetăm predicile, n-avem voie să repetăm cântările, n-avem voie să repetăm nu știu ce, că toți așteaptă noutăți. Dar nu le așteaptă ca să le împlinească. Le așteaptă că le plac noutățile, să satisfacă o curiozitate a lor. Dar asta nu-i bine. Știți, scrie în 2 Petru 1:5, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, evlavie, dragostea de frați, iubirea de oameni, da? Deci acolo este o scară așa cu niște trepte. Prima dată avem credința. Imediat după credință, noi trebuie să avem fapte. Fapte prin care să dovedim credința. După ce avem faptele astea, călcăm pe următoarea treaptă, creștem în cunoștință. Foarte mulți au un nivel de credință și nu mai trec la faptă. Oameni care știu că trebuie să... Măi, am ajuns la convingerea că trebuie să primesc botezul în apă. E conștient, are credința în credințarea asta, dar nu e niciodată botezul. Tineri care știu că trebuie să intre în stăruință, urgent, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Au credințarea asta, au credința asta că trebuie lucrul ăsta. Dar ei nu intră la fapt, nu vin mâine seara la stăruință. Dar ei sunt tentați să treacă peste înfăptuire și să meargă la cunoștință. Și vor cunoștință, predici, taine din Scriptură. Pe mine zilnic mă sună, frate, totuși cum e cu necazul cel mare, răpirea înainte, după? Dar ei sunt niște obraznici, niște băieți obraznici, tot în ziua cu fotbal, dacă e vorba de scape o frostie din gură, o scapă, minciuni, fură pe șantier, el interesat cu răpirea, cum va fi răpirea. Și am spus, măi băiete, până răpirii pocăiește. Spun că sunt mașini foarte scumpe, am mai dat exemplul ăsta. Foarte scumpe, poate de milioane de euro. N-am întâlnit încă o mașină să o pornesc aici în fața adunării,
pornesc motorul, aprind becurile și să-mi văd drumul până acasă. Eu n-am așa, până la Bosanci, la poartă, să-mi luminez drumul așa. Pe parcurs de mașina înaintează, farul îl luminează. Noi avem o încredințare, o credință primită. Dacă nu trecem la faptă, nu-i bun. Noi vrem foarte mult să trecem la cunoștință, doritor de nou. Pentru mine internetul ăsta nu mă ajută cu nimic. Merg în multe adunări în care n-am fost în parte de țară. Pacea Domnului, frate, pacea Domnului, te-am ascultat. Predica aia, aia, aia. Și eu spun, băi, dar altceva nu mai știu ce să predic. De ce mă mai schimbat dacă știți să te predice? Împliniți-l pe astea care le-ați ascultat și când le împliniți, nu mai chemați odată. Ei nu vor să împlinească, ei vor predici noi. Deci cu credința nu-i fapta, cu credința ei e cunoștința. Și oamenii ăștia se înșală singuri. De ce nu executăm noi imediat înfăptuirea Scripturii? Că dacă nu o facem, acum spune în Luca 8 cu 14, sămânța au căzut într-un pământ bun, dar năpădesc imediat îngrijorările vieții, pleci de aici, iară probleme, iară examen, iară prietenii stricate sau reparate, iarăși multe. Dar amânând lucrul ăsta împlinirea, ajungem, frații mei, să fim năpădiți de alte lucruri, ascultăm predici bune, participăm la slujbe bune, ascultăm la prorocii de la Domnul, citim cu un cuvânt care ne mișcă, ne cercetează, dar nu-l împlinim și suntem ascultători uituci. Dacă vreți, Matei 7, 24, cu cine voi asemăna pe cel care ascultă și împlinește? Cu un om care și-o zidit casa pe stâncă. Pe cel care ascultă, dar nu împlinește, este un om care și-o zidit casa pe nisip. Voi sunteți oameni de viitor. Voi puneți acum temelia casei voastre. Puneți temelia pe ascultare și împlinire. Dumnezeu să ne ajute. Amin? În versetul 26, Iacov vorbește de o altă posibilă înșelăciune. Dacă crede cineva că este religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată este să cercetezi pe văduvă și orfană în necazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. O înșelăciune asupra evaluării neprihănirii, stării noastre de neprihănire. Și dintre dată sunt oameni care se cred religioși, dar nu sunt. Și oamenii care se cred și nu sunt, se înșală singuri. Și Dumnezeu să ne păzească din înșelăciunea asta. Eu când cercetam lucrurile acestea și vorbind în contextul acelei oglinzi, am spus că sunt oglinzi buclucașă. Eu n-am fost undeva la Palatul Pele și am auzit că erau o sală cu oglinzi buclucașă. N-am fost acolo niciodată. Dar sunt oglinzi care te face gros. Oglinzi cu defecte am întâlnit. Te uiți în oglinzi, nu știu, face, eu cât sunt eu de mare, mă face mai lat. E câte o oglindă care te face înalt și slab, oglinzi buclucașă. Până la urmă, contează mai puțin părerea care o ai tu despre tine și contează mai mult părerea care o are Duhul Sfânt despre tine. Că o biserică, biserica din Laodicea spune, pentru că zici, mamă, bogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Dacă când se uită Duhul Sfânt spune, și nu știi că ești ticălos, ninorocit, sărac, cu orb și gol. Într-o adunare mare din Bucovina, îmi povestea fratele conducător, că o soră nu umbla cum trebuie. Avea mai multe fapte așa greșeli făcute și o chemat o frasă să stea de vorbă. Și o spune, soră, te-am văzut îmbrăcat așa, te-am văzut stând de vorbă atunci așa, te-am văzut așa, să aude despre tine asta. Și o mustrat-o tare. La care e așa dezinvolt, spune, fraților, să vă spun sincer, eu despre mine am o părere foarte bună. Așa s-o enervată ăștia, cum băi noi îi bătem gura, tu ai tu despre tine, dar uite mărturiile care sunt. Ei bine, acum dacă zice cineva că este religios, sau scrie acolo în Ioan, capitolul 1, dacă zice cineva că are părtășie cu el, dar umblă în întuneric, îi mincinoși și adevărul nu este în el. Am predicat odată de pretinsa părtășie. Unii care pretind că au, zic că au, dar nu au, că umblă în întuneric. Bun, revenim la versetul 26.
Eu am stat și m-am gândit ce aturi aș avea eu sau ce m-ar face pe mine să cred că sunt religios, să cred că sunt bun, să cred că sunt pocăit și să nu fiu. Că Iacov asta spunea, dacă zice cineva că îi, dar nu-i. Eu cred că de multe ori ne poate amăgi poziția noastră care o avem între frați, poziția bisericească. Păi dacă eu sunt păstor, nu sunt pocăit? Dacă eu predic Evanghelia, nu sunt sfânt? Și așa ar trebui să fiu. Dar faptul că predic și am o poziție, aia nu mi-asigură automat sfințenia și neprihănirea. Eu trebuie să împlinesc eu cuvântul. Că de multe ori noi prin poziții noastre, eu sunt proroc, eu sunt dirijor de cor, eu sunt membru în adunare, că și asta pozițional e un har de la Domnul. Dar asta nu ne asigură mântuirea automat, pentru că au fost proroci și păstori și cântărești și dirijori și pocăiți și pocăiți care au căzut, măcar că au fost buni cândva, dar au căzut pentru că n-au continuat să împlinească Evanghelia. Ei au avut poziția lor și s-au culcat pe laurii victorii. Păi, dar eu sunt comitet. Asta nu mă face mai pocăit că sunt în comitet sau nu. De multe ori asta e o amăgire. Sau am spus eu aprecierile unora. Că oamenii sunt politicoși. Și după ce ai terminat predica, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, tot a fost prorocie. Eu predicam acum, am o predică morți față de păcat. Și am spus, a fi mort față de păcat e insensibil la provocări. Și am ales mai multe provocări din viața noastră. Am ales o provocare, lauda și ocara. Când cineva mă laudă, ce fac? Am fost în urmă cu vreo lună și ceva, într-o adunare de la St. George, acolo m-am întâlnit cu un frate și fratele îmi povestea, că frate Dragoș, la noi este un bătrân în adunare, nu știu cine e bătrânul, eu știu fratele care mi-a spus, când toate rugăciunile lui, când se ruga în adunare, cu voce tare, mijlocie, se ruga pentru multe lucruri, dar avea o expresie, Doamne, fă să țină cuile. Și când se ruga în mod privat, o zic că l-am ascultat câteodată și bătrânul spunea, Doamne, fă să țină cuile. Și intrigată s-a întrebat, frate, ce tu spui fă să țină cuile? Și el spune, frate, firea mea pământească e răstignită. Și așa se mai zbate și vrea să scape de acolo. Și vrea să vină înapoi la mine. Și dacă scap, o zic că pocăința mea e în mare pericol. Și eu spun, Doamne, lasă acolo firea să țină cuile. Și acum eu merg și predic. Și când ies de acolo, vine un frate, spune, frate, prorocii, a fost totul, totul, apășare, parcă le-ai citit. Și eu pun capul jos, Doamne, fă să țină cuile. Doamne, fă să, că începe să-ți bată firea, că mie îmi place lauda, mie îmi place lauda. Și eu încă stam și mă gândeam, oare la ce aș fi eu mai rezistent, la laudă sau la ocară? Când mă laudă unul, aș putea fi insensibil, să rămân așa ca de lemn, lasă, Doamne. Sau când mă ocărăște unul și mă bajocorește și pe nedrept, cât aș fi de pocăit, insensibil. Că asta e un criteriu. Revin, aprecierile unora s-ar putea să-mi inducă mie gândul că-s foarte pocăit. Frații mă apreciază pentru că-s politicoși. Sau poate chiar sincer, e așa gândesc. Când am vorbit de apreciere, eu am spus, aprecierea între încurajare și mândrie. Este corect să ne apreciem unii pe alții, e corect să ne apreciem partenerul de viață, nevasta, soțul, copiii, părinții, da? Dar omul pocăit, când primește o apreciere, va fi încurajat să lucreze. Dar dacă nu e atent, îi ispitit de mândrie. Și de multe ori aprecierile unora, de fapt, e un pericol pentru viața mea și eu mă cred religios, mă cred bun, dar nu sunt. Sau mai spus, e un alt pericol, l-am văzut eu. Succesul de moment. Am o predică bună la Betel, toți stau gura cascată. Și eu mă gândesc, Doamne, ce pocăit, cât sunt eu de bun predicator. Dar eu nu cât bun predicator. Am o prorocie, Doamne, și așa am ieșit o cântare, o jumătate de adunare plângea, Doamne, la cântarea mea. Dar eu mă gândesc că-s bun eu, sunt neprihănit, sunt religios. Dar nu, poate să nu fie așa.
Poate că Domnul a avut milă de adunare aceea. Biserica avea nevoie de o descoperire, avea nevoie de un cuvânt, avea nevoie de o mângâiere prin cântare. Și Domnul te-a folosit pe tine, așa ca măgărița lui Balaam, știți? Dar eu dacă nu mă pocăiesc, asta nu mi-asigură mântuirea mea, că eu am avut succes de moment. Succesul ăsta de moment poate îndurarea Domnului, poate unii o plâns și s-o ruga și o postit bătrân și bătrânii, când iese fratele să aibă un cuvânt bun. Și fratele a avut un cuvânt bun, nu că el grozav, ca alții grozav din adunare, dar el nu știe. Și s-ar putea ca succesul meu de moment să-mi ducă gândul că eu sunt religios, că sunt bun, că sunt sfânt. Și o înșelăciune. Când vorbește Iacob mai departe de problema neprihănirii noastre, folosește aici trei lucruri și spune înfrânare, compasiune și puritate sau curățire. Că dacă zice cineva că e evlavios, că e religios, dar nu își înfrânează limba. Un om religios, un om sfânt, un om neprihănit, știe ceea ce e înfrânare și o practică la toate nivelele. Dumnezeu să ne ajute, amin? Atunci sunt religios, atunci sunt neprihănit, în momentul când sunt un om înfrânat. Iacob spunea, nu vă credeți religioși, că dacă nu vă înfrânați, e o înșelăciune. Sau spune, religiunea curată și neîntinată este să cercetezi pe văduvă și orfan. Să ai dragoste, compasiune, să ai milă, să arzi pentru cel de lângă tine. Asta e religiunea curată și în al treilea rând, să te păzești neîntinat de lume, să te păzești curat. Timotei 1:19, Timotei să păzești credința și un cuget curat. Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată că ei vor vedea pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim curați. Amin. Iacob surprinde în primul capitol trei posibile înșelăciuni. Asupra originii, când vine o încercare peste noi, Iacob spune, băgați de seamă, sunt încercări și sunt ispite. Nu vă complaceți în stări păcătoase, că el are acolo o recomandare, versetul 19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, are o avertizare că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, are o trăire practică, de aceea primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele, dar nu putem să ne complacem în stări păcătoase, în trăiri păcătoase, în imagini murdare, acceptând că asta e voia lui Dumnezeu. Asta e de la diavol, nu de la Domnul. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin? Înșelăciune asupra reacției față de cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim ascultători și împlinitori, nu ascultători uituți. Să ne dea Domnul și împlinire, amin? Și înșelăciunea asupra evaluării, că noi ne dăm note nouă, credem că suntem religioși, dar nu suntem. Ca să fim religioși și ca să fim neprihăniți, trebuie să fim înfrânați, cu milă față de alții și curați înaintea lui Dumnezeu. A fost o lucrare aici, că să ne rugăm pentru familiile tinere. Chiar sunt probleme. Și eu spuneam că e un har de la Domnul că l-avem pe Duhul Sfânt. Noi am avut în luna trecută o noapte de veche, a fost un frate proroc din țară și a spus așa, duhuri de sinucidere caută să intre aici la unii din voi. Măi, oameni buni, nu e de mod un are bună, conservatoare, tineri pocăiți. M-am uitat la proroc, știam că e omul lui Dumnezeu, a spus, Doamne, nu îngădui. Mă cheamă păstorul celălalt și spune, Dragoș, a doua a zâmbit un băiat la mine că el își pune capăt zilor. Am stat ceasuri de vorbă cu el, tulburat. Domnule, prorocia a fost de la Domnul. Am avut acolo lucrare că diavolul vrea să intre în familie ca să aducă divorțul. Și m-a uitat peste adunarea Domnului și m-a uitat, măi, ăia, tăți trăiți bine, tăți să-ți pocăiți. Și acum i-am primit veste că cineva nu se mai înțelege, că e în divorț, că nu știu ce, am stat de vorbă. Vouă v-a spus Duhul Sfânt în seara asta, în mod special familiilor tinere, ca să vegheați, să trăiți în unitate și să nu vă lăsați înșelați de diavolul. Încercări suntem, privim ca o mare bucurie, da? Că încercarea are rostul ei, lucrează răbdarea și răbdarea, spunea, cu suferința ne face desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru noi
să ne rugăm pentru casele noastre, să ne rugăm pentru familiile noastre și să poruncim în numele Domnului acelor duhuri de sinucidere, acelor duhuri de divorț și acele duhuri care vin să tulbure adunarea, acelor duhuri care aduc răzvrătire în mintea unor tineri ca să nu se supună rânduiele și să nu ne mai placă rânduiala. Eu călătoresc mult, am ajuns în adunări ultramoderne, atât de moderne și lumești, că oamenii sunt nemulțumiți. Și îmi spune, frate Dragoș, ne-am săturat, aș vrea să fim ca voi și nu mai putem. Să fac grupuri, să fac partide, aseară mă întreba cineva, spune ce să facem, ieșim din adunare sau mai stăm, că ne mâncăm zilele aici. Mulțumiți, Domnul, pentru rânduiala care aici. Nu vă credeți prea conservator, nu vă credeți prea smeriți, nu vă credeți pe o cale prea strâmtă, căci calea Domnului poate fi și mai strâmtă. Nu mergem cu ea, pe ea cu bagajul și cu pretențe și cu obiceiuri lumești, dar știm că această cale duce în împărăția lui Dumnezeu. Cine a fost pocăit, nu o să-i pară rău că a fost pocăit. Cine a umblat îmbrăcat cu vincioși și cu vincioase, nu o să-i pară rău niciodată. Binecuvântarea Domnului vă va însoți. Nu se stârnească duhuri de nemulțumire și răzvrătire aici, în mod special între tineri, că suntem prea fanatici, că suntem prea înguși, că suntem prea strâmți, că asta nu-i de la Domnul. Să nu vă înșele diavolul cu duhul ăsta. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru cauzele amintite să ne rugăm Domnului. Amin.